mie nu trebuie tratat ca o chestiune care afectează partidul, este strict un atac politic la adresa unui om de afaceri. Pentru că afacerile fiecăruia și care nu se desfășoară în o legătură directă, cum am atac politic la adresa unui om de afaceri. Este din partea PSD-ului. Când vin patru lideri ai PSD-ului să așează la masă și încep să spună cum un om de afaceri din Brăila nu a făcut ce trebuie, există astăzi căi legale pentru clarificarea acestei probleme. Astăzi noi discutăm despre o oportunitate. A fost oportun, nu s-a făcut, a fost oportun. Nu suntem noi în măsură să analizăm așa ceva. Și nici la PSD care și-a plătit toate afacerile pe bani din jurul statului. Deci nu putem să discutăm, nu au ei căderea să facă treaba asta. Vin ei acum să strige, că nu știu ce se întâmplă când vrea un investitor să vină să face bani acolo, după ce stațiunea este în parajul de 10 ani și nu vine nimeni. Eu nu zic că este bine sau că este rău. Zic că trebuie să tratăm conform procedurilor. Și dacă de fiecare dată când vine un investitor, un rău, penelist, PSD sau de oriunde ar veni în străinătate, noi ne așezăm la masă, administrația publică locală și spunem, tu n-ar trebui să fie aici, ești un nenorocit, ne fur pământul. Lasă să zicem noi până ajungem în situația în care dăm pe grație. Deci sunt chestiuni care țin de planul de afacere a cuiva și care, din punctul meu de vedere, oportunitatea a acoperit-o Consiliul Local Fiscal. Au votat în Consiliul Local, sunt hotărâri care se adoptă cu două treimi. Nu ar trebui noi să ne băgăm într-o chestiune până la urmă și eu vă spun că nu vreau să intru într-o falsă temă, cea legată de teren. Păi, dar cum a spus Florin? Să scoatem lista cu terenurile din Chiscai. Din Chiscai și din Lacul Sărat. Să vedem cine are proprietate în Lacul Sărat. Din Lacul 1 și din Lacul 2. Și din Lacul 2 și peste tot.